Amintiri cu și despre artiști plastici. Domnule Mircea Paul Goreniuc, iată că ne întâlnim la circa 2 ani de la expoziția pe care ați avut-o deschisă la Galeria Dialog de la Primăria Sectorului 2 și ne vedem la Simeza cu altă expoziție personală pe aceleași principii, că pictura și sculptura în interesele dumneavoastră merg foarte bine, se conjugă atât de firesc încât suntem emoționați. Această personală v-ați intitulat-o patetic Sfârșitul Europei. Sunteți preocupat de lumea în care trăim și acest lucru se vede poate mai firesc în sculpturile pe care le faceți. Care le-am făcut recent din această serie. Din istoria noastră, toți domnitorii, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, s-au luptat împotriva turcilor. Zeci de mii din strămoșii noștri au murit și au dat viața în lupta împotriva musulmanilor, ținând ocrotind vestul de invazia turcilor. Și acum, în ultimii 2 ani, într-un fel, noi am fost trădați. Nu vi se pare că ați putea să fiți înțeles greșit? Da, bineînțeles că aș putea, dar făcând o simplă aritmetică, 1 milion de imigranți care au câte 6-8 copii, înseamnă cel puțin 6 milioane de noi cetățeni germani în 20 de ani de aici înainte, care automat o să ia puterea politică. În egală măsură vă interesează universul în formele lui cele mai complexe, strani, da, neelucidate. Universul a fost descris într-un mod formidabil fotografic de Hubble telescop, care a trimis fotografii din Deep Space și care a arătat frumusețea culorilor care există acolo și care m-au inspirat să fac toate picturile astea abstracte, pământase. Da, cu culori vii, cu contraste extrem de interesante. Da, deci motivul pentru care le-am denumit bucurie pură este bucuria mea de a vedea lucrarea terminată, procesul de creație, făcând combinațiile cele mai potrivite de culori pământase, îmi dau mie o bucurie personală și le iubesc pe toate la fel, aproape pe toate, unele sunt. Pe unele iubesc mai mult, pe unele mai puțin, dar pe toate le iubesc. În ceea ce privește sculptura dumneavoastră, recunosc ideile mai vechi, idei care au dus la obiecte de artă tridimensionale, la sculpturi spațiale pe care le aveți amplasate în lume. Recunosc și interesul dumneavoastră special pentru portretistica unor personalități importante ale noastre și Europeanca 2050 poate ne reîntoarce către această idee care vă bântuie acum că sfârșitul Europei este aproape. Așadar, aveți direcții foarte diverse în tridimensionalul așa cum îl vedeți acum. Sculpturile alea, portretele regelui și al lui Fănuș Neagu și celorlalte personalități ne-a făcut de-a lungul anilor trecuți. Ei fac parte din seria de sculpturi modelate, realistice, foarte ușor de recunoscut. Sculpturile astea care sunt modele de sculpturi monumentale și care multe dintre ele au fost cumpărate de orașe din Statele Unite și din Beijing. Una dintre ele este instalată în Parcul Internațional de Sculptură din Beijing, cumpărat de Ministerul Culturii și Primăria orașului Beijing, înainte de Jocurile Olimpice. Ele aparțin sculpturii monumentale, fiindcă eu am studiat la Academia de Arte din München, unde am fost acceptat cu niște rădăcini, cioplitorii rădăcini și atât, și eu m-am acceptat și mi-au dat bursă de studenți străini. Chiar și în această expoziție vedem câte ceva din acea curiozitate de începuturi a dumneavoastră. Am făcut și măștile alea din vitrină, special că, fiindcă măștile sunt începutul meu în sculptură.
Pe mine nu m-a primit în Uniune, că nu eram, nu aveam studii superioare și nu aveam studii superioare, că aveam origine nesănătoasă. Bunicul meu, din partea taică-miu, în Basarabia, fusese mare mușier și din partea mamei era chiabur. Și când am dat examen la facultate, a pus o ștampilă pe dosarul meu, scria atenție, origine părinților. Și atunci mi-am dat seama că într-un fel sau altă trebuie să fug. Și m-a ajutat Dumnezeu și am reușit. Da. Și această revenire în București, fără să fie din perspectiva expoziției una retrospectivă, există totuși punctate multe dintre căutările dumneavoastră. Adică ați fost preocupat să le aduceți împreună pe toate. Da, am vrut să balansez subiectul ăsta deprimant al realității cu invazia musulmanilor care o să ia eventual toată lumea. Și am vrut să contrabalansez cu frumusețea picturilor și sculpturilor astea monumentale. Cu ideea unei stabilități. Da, și cu ideea că poate, cine știe, o să fie posibil să se conviețuiască aceste două situații. Așadar, după cum e viața noastră complicată, nici arta dumneavoastră nu se desminte. Da. Bă, e complicată fiindcă are mai multe subiecte și ultimul subiect este ăsta cu sfârșitul Europei. Da, de fapt, acum dumneavoastră trăiți în America, nu-i așa? Da, eu trăiesc în California. Deci aveți o perspectivă îndepărtată asupra Europei. Nu am deloc îndepărtată, fiindcă eu sunt ținut la curent. Eu sper să văd și notele optimiste ale creației dumneavoastră. Deci cine vrea să vadă frumusețea din expoziția mea poate să o vadă și cine vrea să vadă realitatea și aia poate să o vadă. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.